Excelențele voastre, onorată asistența doamnelor și domnilor, după doi ani lungi marcați de catastrofa globală provocată de pandemia COVID-19, iată-ne din nou reuniți la aceasta tradițională întâlnire de rugăciune. O altă catastrofă Trofa humanitara Conflictul armat din Ucraina interpelează acum constințele noastre. În calitate de decan al corpului diplomatic acreditat la București, doresc să mulțumesc România pentru asistența oferită refugiaților. Și să urez tuturor succes în demersul nostru comun, diplomatic și nobil de a lucra pentru o pace adevărată, în care, pe lângă condițiile de prosperitate materială, să fie promovată valorile solidarității între popoare și ale fraternității între oamenii. Reamintind în acest Parlament loc al suveranității poporului român, importanța valorilor care inspira o societate democratică și liberă. Din ce în ce mai mulți etnica Cumieste cea europeana. Valor, care in actuala congiuntura capita o importanza di vita, in prevenire conflitti e lor, sci menzionare a poci. Mai kusama, a cea de a garantà, rispettare identitazi scidrepturi. minorităților etnice și lingvistice existente în fiecare țară. În calitate de nunțiu apostolic, aș dori de asemenea să amintesc și numeroasele apeluri pentru pace făcute de Santitatea Sa Papa Francisc, în special cel făcut în piața Sfântul Petru, la sfârșitul rugăciunei Angelus de acum o lună. Citesc. Apelul meu se îndreaptă, înainte de toate, către președintele Federației Ruse, implorându-l să oprească și din iubire față de poporul său, aceasta spirală de violență și de moarte. Pe de altă parte, indurerat pentru suferința uriașă a populației ucrainene, ca urmare a agresiunei indurate, indrept un apel la fel de încresător către președintele Ucrainei să fie deschis la propuner serioase de pace. Tuturor protagonistilor vieții internaționale și si responsabililor politicii al națiunilor cer cu insistență să facă tot ceea ce este imposibilitățile lor pentru a pune capat războiului aflat în desfășurare, fara a se lăsa implicați în escaladar periculoase, și pentru a promova și a susține inițiative de dialog. Vă rog, să facem ca tinere, ti, tinerele generații să respire aerul sănătos al păcii nu cel poluat al războiului, care este o nebunie. Am încheiat citatul. Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, să nu uităm că în timp ce noi stăm confortabil la aceste mese, numeroși oamenii nenipinovat mor sau se află în condiții de suferință pe care nu le-am dorit niciodată celor dragi noua și noua infine. Prin urmare, să încercăm să facem tot ce ne sta în putință pentru a evita retorica și justificarile belicoase și a pentru promova o soluție în respect reciproc și dreptate. Fericit sunt cei impaciutori ca și ei vor fi numiți fi a lui Dumnezeu. Mulțumesc mult!